Salut, camarazi! După cum știți, lumea interlopă din România e plină de simpatie, antipatie, controverse, interlop, bombardieri, bombardier de carton, interlop de carton, tot felul de lume pestriță, mai mult sau mai puțin pestriță. O să vă vorbesc astăzi despre Cătălin Smărândescu, faimosul Cătălin Smărândescu, și despre Nuțu Cămătaru și cartea lui. Cătălin Smărândescu e un luptător controversat. A avut afaceri cu mai mulți interlopi, a fost implicat în mai multe combinații, mai mult sau mai puțin reușite. A fost chiar arestat pentru 30 de zile. E unul dintre cei mai cunoscuți și respectați luptători din România. La un moment dat a fost garda de corp al lui Gigi Becali o perioadă de timp. Momentan participă în grupul faimoșii de la Survivor sau supraviețuire. În 2009 a fost condamnat la 3 ani cu suspendare. Probabil că dacă nu era faimos, primea cu executare. Știți că orice amărât ar fi primit 3 ani cu executare pentru ceea ce a făcut el. El a primit 3 ani cu suspendare, s-a ales doar cu 30 de zile la arest preventiv. A ajutat la recuperarea mașinii furate lui Gigi Becali de niște hoți. Pe Becali știți cu toată lumea, patronul de la FCSB, așa. Momentan și-a creat o sală de sport la Londra, unde inițiază tineri în arte marțiale, înțelegeți? Relația cu Gigi Becali s-a răcit după incidentul ăla. A fost pe vremuri, în perioada aia, în jur de 2009, a fost de multe ori negociator între Gigi Becali și Nuțu Cămătaru. Nuțu Cămătaru, la un moment dat, proiecta un meci pe bani grei și pe pariuri multe între Cătălin Smărândescu și Ionuț Iftimoaie. Ar fi fost vorba de pariuri imense. Nuțu Cămătaru vrea să pună 1.000.000 de euro la bătaie pe Iftimoaie și Gigi Becali putea să pună 100.000 de euro pe Cătălin Smărândescu, pe garda lui de corp. Dar întâlnirea nu mai, cum să zice, Nuțu a aranjat o întâlnire cu Becali la un restaurant faimos din București, s-a discursat, dar meciul n-a mai avut loc dintr-un motiv sau altul. Așa, Iftimoaie și Smărândescu n-au luptat niciodată unul contra altuia. Nuțu povestește în cartea lui, faimoasa carte Dresor de lei și de fraieri, despre treaba asta, despre scandalul din 2009 cu mașina furată. Smărândescu și alți patru gărzi de corp al lui Gigi Becali la vremea aia au fost acuzați de sehestrarea hoților care furaseră mașina. I-au prins la Piața Victoriei, i-au adus într-un bar ca să se facă dreptate. Un hoț fusese împușcat în picior cu o bilă de la un pistol, nu l-au lăsat să-și scoată bila aia din picior. Nuțu povestește în cartea lui scena asta, cum a fost la barul ăla acolo, așa, povestea aia cu hoții prinși și de fapt era sehestrare de persoană, nici mai mult, nici mai puțin. Pentru asta, după aceea, Cătălin Smărândescu s-a ales cu 30 de zile de arest preventiv. El, în seara aia, atunci cu mașina furată, când se furase mașina, a fugit după unul din hoți și l-a prins aproape de intrarea în pasajul de la Calea Victoriei și hoțul a dus mâna la cuțit, probabil că era prea aproape de el, a dus mâna prea târziu la cuțit, la buzunar,
și când se scoată buzunarul, Zbărândescu i-a blocat mâna și i-a dat un dos de palmă, știi? După aia unul din hoți a cedat și a dus în spatele circului unde era ascunsă mașina furată Bentley-ului Becali. Anul ăla, adică evenimentul ăsta a fost un pic cu ghinion pentru el, că aproape imediat după aia a fost părăsit și de prima soție și de băiat. Nici acum și nici atunci probabil n-a avut o relație bună cu băiatul lui. Are o relație foarte rece, de 4 ani nu s-au mai văzut. A rupt și legătura cu Becali, care l-a acuzat că l-a trădat. Acum câtva timp, fiul lui, care face și el, are o sală de box sau boxează și el într-o sală, a postat un mesaj foarte dur pe o rețea de socializare contra tatălui său, contra lui Cătălin Zmărândescu. Momentan e la Survivor acolo, mi se pare că între timp a fost eliminat, a jignit un concurent, a avut schimb de replici dure cu alți concurenți, probabil că are un caracter mai infect, așa să zicem, așa. A fost propus spre eliminare. Băiatul lui a spus că bine că s-a dus la Survivor ca să vadă toată lumea ce caracter infect are tatăl lui. El a fost Cătălin Zmărândescu pe plan sportiv, a fost primul român campion european la arte marțiale mixte, a fost în MMA, a fost campion mondial și european, deci e foarte titrat, în box a avut un titlu european. În 2017 s-a retras după o luptă cu un polonez uriaș. În kickbox a câștigat 11 meciuri din 14. Din 2009 trăiește la Londra, Mare Britanie, are o sală de sport unde inițiază tineri doritori în alta MMA, arte marțiale mixe, kickbox, box. Practic de când a ajuns în Anglia a luat-o de la zero, știți, pentru că la un moment dat, dacă nu mă înșeală memoria, hoții făceau parte din clanul Geamănu și l-au amenințat cu moartea. Ții minte că nu mai avea voie să poarte nimic la el și își luase el însuși o gardă de corp. După aia, probabil că sub presiune și ca să mai atenueze impactul, s-a dus în Anglia și a luat-o de la zero de acolo. Deci, camarazi, viața nu e întotdeauna frumoasă, ca gardă de corp mai ai și probleme uneori dacă trebuie să slujești stăpânul, că practic e un fel de sclav plătit sau un mercenar plătit. Deci v-am povestit niște aventuri, niște evenimente din viața lui Cătălin Zmărândescu, pe când era garda de corp al Gigi Becali, cu care nu mai vorbește. A fost și intermediar între Gigi Becali și frații Cămănuțu Cămătaru. Deci v-am spus așa un fragment din viața, un destin unui român, cu bune și rele ca fiecare. Nu-l judec eu, o să-l judece Dumnezeu. Deci, în principiu, eu vă sfătuiesc să vă vedeți de treburile voastre, pentru că toată goana asta nebună numai după banii aduce și necazul, știți? Mai bine mâncați o chiflă mai puțin, dormiți pe perna voastră și fiți liniștiți că viața e scurtă, înțelegeți? Deci, camarazi, dacă v-a plăcut, dați share, dați like, rămânem împreună precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!